Domnule primar, distinși enoriași, moment de bucurie pentru comunitatea din Vorona, Vorona Centru. Moment de bucurie, dar și de tristețe pentru domnul primar. Pentru că fiul domniei sale, iată, astăzi slujește la una din cele mai importante parohii din capitala țării, binecuvântarea înaltului și a patriarhului. Și iată că, începând de astăzi, părintele Andrei Anușcă preia o misiune nu tocmai ușoară, pentru că trebuie și este obligat să ducă mai departe toată munca care a fost realizată în această parohie până în acest moment. Proiecte importante pentru comunitate, legătura cu domnul primar, legătura cu fiecare enoriaș, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Alături, eu sunt convinsă că este doamna preoteasa și cei patru copilași care, pe care îi crește cu mândrie și care sunt lumina ochilor domniei sale. Este greu să vorbești și să transmiți un mesaj în asemenea momente, dar este bine că suntem mulți, suntem aproape, ne sprijinim unul pe celălalt atunci când avem nevoie și mesajul preotului paroh este vital în fiecare zi. Să ajungă la sufletele dumneavoastră, la inimile dumneavoastră și să aducă sau să readucă acolo unde lipsește speranța, doar cu gândul la bunul Dumnezeu. Felicitări, Părinte Anușcă, felicitări din suflet și părintelui Cristian Ștefan, care, iată, și-a încheiat o misiune aici. Felicitări comunității și, nu în ultimul rând, felicitări bisericii pentru alegerea făcută. Doamne ajută!